Dacă o te abonezi și dai like în următoarele 5 secunde, îți cade ciocanul mâine pe stradă și ai și rămâi noob. Salut băieții, înainte de începem și noi acest clip, vreau să vă anunț că am și o pagină pe care am un handlar cu un tricou și o cană pus aici. Dacă vreți să vă cumpărați și pe vă aștept cu mare drag, cine cumpără să-l trimită pe Insta, eu îi dau follow back, vă dau câte una pe fora, ne jucăm noi 2-3 meciuri sau chiar mai multe dacă sunteți activi. Ăsta este handlarul, ăsta este tricou și asta este cana. V-am lăsat cu clipul și hăți! Salut, băieți, și bine m-am găsit la un nou clip. De asta am pregătit ceva aici care n-am mai făcut până acum. Adică am făcut clipurile de genul, dar n-am făcut ceea ce fac asta. Imediat o să vă spun, mă, băieți. Să vă dau direct așa. Asta facem partea a doua la clipul cu băiatul cu cardul. Sunt aici cu el pe Discord. E parcum cu Blinea, doar ce pe la mi l-a dat mie Hân Junior și a rămas la mine contul. Eu mă acolo pe Instagram dacă vreți voi, Hân Junior. Bă, băieți, facem partea a doua. Spune băiatul că vrea revanșa, că vă duc două clipul, că da, astea drame, Hân Junior, bau, bau, revanșă. Hai să ne drumul la clip, înainte de ceapă clipul, uitați-vă că aș vrea un buton de like, Hân Junior, și un subscribe. Vă aștept să-mi dați mie follow pe Instagram, băi, cine dă follow pe Instagram, că știu acolo la diferite giveaway pe care o să le fac eu pe viitor sau chiar acum. Și dacă cumpărați codul OBI, creativ, mă bătac pe aia, și pe vă dau câte o nată, dați aici pe burșe și după aia dați un buton și vă dau câte o nată. Hai să dați noi drumul la clip, vizionare plăcută și uitați că aveți și noi mărcea aia la nouă cu pațac squad, vă aștept în descriere să știți și pe acolo și dați și voi câte un comentariu cu hashtag ciucanul mare, respect. Hai să dați noi drumul la băiatul ăsta. Maus, frate, salut. Da, frate, salut. Ia zi mă frate, cum stă treaba cu revanșa, cu Hân Juniorule, care să te bat, frate. Că să mă bați, că nu știu cum. Ce, vrei să pierzi contul ăsta? Vreau să te bat, frate. Ce spui? Să te bat, frate. Vrei să mă bați, mamă, știu ce, eu ce vrei să-ți dau ție dacă mă bați, în cat, că mai bate. Gata, bă, băieți, a revenit și noi după câteva probleme tehnice, deoarece băiatul s-a băgat o oră într-un meci, de aici durează mult. Hai să vedem ce spune. Gata, te-am auzit că te-a băgat și pe tine în sfârșit. Așa, pune-te aici, să dăm aici un 1v1. Rămăsese la partea cu ce-ți dai eu ție, parcă, din câte țin eu minte. Ia zi, deci eu trebuie să dau ție, 10 euro sau ce vrei de la mine, că n-am înțeles. 10 euro. 10 euro, am înțeles, frate. Am mai auzit formule gen, chestii de genul cu promovări, cu de-astea și niciunul nu mă bătea genul, dar cred că tu o să mă bați, că m-am auzit că te-ai antrenat, așa mi-ai spus acolo pe Instagram. Mamă frate, sau pe Discord, pe ce mi-ai scris mie. M-am antrenat, sunt prea bun, Hân Junior-ule. Este? M-am gândit să-mi iau revanșa, că m-am antrenat prea mult. Da, te-ai antrenat prea mult, te auzi. Foarte bine, mate. Și de data asta mai vii și tu la mine cu un surplus sau dacă contul o să mi-l dai? Rămâne așa la cont, ia spune tu frumos. Adică mai low budget de data asta, nu? Hân Junior-ule. De data asta e mai low budget, zic, adică dacă e contul, mai dai și mie cărdulețul ăla, chiar dacă nu ți-am luat bani după cărduleț, așa, ca amuzament cum ar veni, că am realizat că cu contul mai căta bancar și n-am vrut să-ți iau bani după el, dar totuși, Hân Junior-ule, ia uite, Hân Junior-ule. Nu știu, vedem mai târziu, îți spun. Vedem mai târziu. Mai târziu. Ok, frate, uite, hârție 1-0, până la care să jucăm până la 5-0, de data asta jucăm mai puține runde, că văd că ai jucat mai bine la data asta, acum ești mai bun, să vede că te-ai antrenat, dar nu prea tragi tu. Înțelegi? Da. Da. Ne jucăm până la 6 sau? Până la 5-6, abar n-am. Hai, deci tot sparge asta Hân Junior-ule pe aici. Bau, bau. Așa, tu câți ani zice că aveai? 12 parcă ai spus că ai? Cred că 12, nu? Puși tu, le-am auzi? Da. 12 ani ai spus că ai? Da. Am înțeles, am înțeles. Și de unde ești? Din București, nu? Sector 3, apartament 98, scara B. Unde știi? Păi, de unde știu? Știu, frate, cum să nu știu? Păi am văzut acolo pe cart. Am băgat cartul și mi-a apărut acolo unde stai. Că tu mi-ai dat cart. E, și dacă vine la tine, ce-mi faci? Ce faci, frate, azi? Ce faci, maică ta? Ceartă. De ce degeta? Că fii că sunt un prieten. Oho, ia uite-l. Mă, dar de ce te joci cu combatul, genule? M-am antrenat cu arma asta. Are ceva? Ai, pe nu prea e corect, frate, dar tot de bani nu-i problema de război. Azi combatul a fost cost în 0-10, nu prea e corect să dai cu combatul cu mine, dar hai să spunem. Te iertăm așa un pic, să nu fiu prea rău cu tine, știi cum zic? E 2-0, am înțeles. Și ea spune, vrei să vii pe la tine pe acasă, vedea, uite. Dacă mă minți că nu-mi dai contul, vin la tine acasă. Că știu unde stai și tot. Da, da. Păi cum, frate, dacă vin la tine acasă? Hai, vin și te bat. Vin cu Neion și te bat. Frate, ce mai faci? Ia zi. Îl cunoști pe Neion? Neion e Hulk, frate. E Hulk de bună ziua. Hulk? Hulk, da frate. Când o veni în Hulk și îți dă una, mamă, e nebunie fratele meu. Înțelegi? Mamă. E șocant, bravo. Ia vezi cum mă bate băiatul. Hân Junior-ule.
Și ți-a luat băieții aduri. Dar stai că mi-a luat mie băieții aduri, așa e, așa e. Așa e, probabil mi-a dat pe contul ăla pe care mi l-a dat-o că n-am mai intrat pe el. Dar tu vreau să te trebuie dacă ți-a luat băieții aduri. Dar uite, contul ăsta, dacă, în caz că nu te bat, o să-ți dea toată lumea care se uită la clip. Ad, cap, tain, cnot, să te bată, genule. Că ești noob, înțelegi tu? Uite, bau, 180. Iar ți-am dat cu hack-ul aici, văzut, mi-a sărit tinta. Să te uiți repede pe replay. Bro, ai hack. Știu, frate, știu, știu, știu. Nu-i corect. Păi eu mă joc cu Eva, dar nu ai specificat asta. Cum să nu ai port? Păi vine la tine ca și te bat cu Hulk. Când îl iau pe Hulk și te bat, mamă. Bate, tu nu știi câte kill are Hulk. Tu știi câte kill are Hulk? La verde și mare? Ăla, frate. Ăla, frate, ăla dezbrăcat. Tu știi câte kill are Hulk? Are 180 de kill, frate, și are 2,40 m Hulk. 180? Da, frate. Mamă, pe când ăla Hulk într-o mână, n-ai cum. Păi tu ai 20, tu ai 20 kg ud. Cât o mașină da are Hulk? Hulk n-ai one. Eu îi zic n-ai one lui, dar el e Hulk, frate, să știi și tu. Uite, da așa cu pixelul cap. Bau, e 4-0. Hăt. Ce noroc ai. Ce noroc am, frate, am hack, corect? Da. Da, frate. Și uite, știi că tu, știi că filmezi acum, că e logic dacă vrei a doua revanșă, gen partea a doua. Ce mai să le transmit la băieții care se uită la noi acum? În film o să uită chiar acum, dar o să uită la mine, ia spune. Ce? Ești noob. Că sunt noob? Da. Mă, păi tot așa pe jigniri ești, păi eu vreau să te las să mă bat să-ți dau 10€ să bagi, să iei battle pass-ul, că am văzut că n-ai battle pass-ul. Și tu mă faci noob, frate, ia zi. E frumos din partea ta? Opa. Da, frate, e prea ușor să te bate, dar deja 5-0, eu îmi pierd timpul cu tine. Altceva nu mai dai? Vreau și altceva de la tine, dă-mi, nu știu, abar n-am. În ce țară stai, în România? Stai că ești din București, dă-mi. Chiar că data trecută am vorbit de alocație. Data trecută la turnul nu am vorbit de alocație. Îmi dai alocația ta? Ia spune. Dacă te bat? Stai că mi-a dat spart. Dar mă gânde, dar cât e scorul? Cât e scorul? E 5-0, frate, scorul. Dar jucăm până la 8. Bine, frate, până la 8. Mai dau ceva. Ok. Care e faza, frate, să știi și tu? Data trecută mi-ai spus că ai alocația 3 milioane pe cardul ăla. Și mi-a spus, băi, după live că m-ai mințit că alocația e 1 milion jumătate, nu e 3 milioane. Păi e frumos, azi m-am mințit, ia spune. Așa am crezut, că e 3 milioane. Ei, frate, m-ai mințit, mă. Păi cum, tu nu știi cât ai alocația, frate? Cum să nu știi cât ai alocația? Așa mi-a spus, așa mi-a spus mami. Ei, ți-a spus maică ta așa. Uite, dacă te bat acum, îmi dai mie alocația ta, ia spune, dar mi-o dai, nu dacă toată. Îmi dai așa, îmi dai pe fiecare lună, frate, când îți vine ție alocația, pe ce dată îți vine? 12, cred, nu sunt sigur, da, pe 12. Pe 12, uite, adică, acum, înainte de sezonul nou, deci pe fiecare 12 februarie, îmi dai câte un 14 card de 1 milion, frate, nu dai de 1 milion jumătate câte alocația, că te ier când m-ai mințit. Să-ți mai rămână și de 10 euro și mie îmi dai 20 de euro, vrei? Ia zi. Și mi-o dai așa până fac 50.000 de abonați. Sau nu, 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 nu. Nu dai. Taci din gură puțin. Îmi dai doar 10 euro? Păi eu dau, nu, fii atent, deci dacă tu mă bați pe mine, e 5-0, dacă tu mă bați pe mine, în gen, dacă mă egalezi pe mine la scor, îți dau contul meu și 10 euro, vrei? Sau nu, dacă contul meu. Păi știi că eu am 200 de skinuri, în nebunii, am destule pe cont. 200 am. Vezi că am urmă la limită, ai grijă. Deci îți dau contul meu, dacă nu dai tu alocația ta... Nu, rămâi aici, rămâi aici. Și dacă nu mă egalezi, îmi dai alocația ta timp de... Până luăm vacanță, frate, vrei așa? Până luăm vacanță, vrei? Ok, frate. Hai să te văd. Deci trebuie să mă egalezi, ai grijă. Că dacă nu mă egalezi până îți dai 8-0, ești... Până la 10-0? Mă! Ce ai făcut, frate? Ce ai făcut, Johnule? Hăt! Mai am 4 șanse? Bine, uite, ai până la 10, na, să mai ai 4 șanse, uite, îți mai dau 4 șanse, dacă tu mă egalezi pe mine, gen, dacă îmi dai 6-4, te las să vedem dacă facem 6-6, hai să te văd. Nu ești hai. 6-0, frate. Hai, uite, eu îți dau, dar și după aceea să te ții de promisiune cu banii, că dacă nu-ți iau cardul, și știi că pe card am văzut că ai bani, adică am văzut, n-am încercat, dar știu că merge cardul, hâși, Johnule. Nu ți arată câți bani sunt? Nu, frate, că n-am vrut să încerc, că dacă voiam să încerc, îmi băgam 10.000 de V-Bucks dacă mergea. Dar n-a fost reșitit. Ți-am păstrat ție cardul. De ce ai făcut așa? Hiii! Cât costă 10.000? Cât înseamnă 10.000? De V-Bucks 100 de euro. 100 de euro așa de mult? 100 de euro înseamnă... Înseamnă 100 de lei. Mamă, nu, 100 de euro. Fac ca data trecută că 500 de euro înseamnă 200 de lei. Nu, 100 de euro înseamnă... 100 de euro înseamnă 4 milioane jumate. Nu, 4 milioane jumate. 4 milioane jumate, mă, n-au. Ce să știu, bă, dacă atât înseamnă? Aaaa, mă, ești șocan. Bă, dar ce data trecută te-am spus cât înseamnă, dar tu nu mă crezi. Deci, 1 euro e 4,50 lei.
Ce nu înțelegi? Mă, 10 bani un euro sau 50 de bani, ceva de genul. Ma. Câte ani ai spus că ai? 12? Da. Mamă, degeaba ai. Nu, frate, eu știu mai bine ca tine. Tu câte bine, ani ai? Eu am 17. Eu te-am căzut. Tu ești... Eu știu mai bine ca tine, frate? Păi, eu știu mai bine ca tine, dar nu mă crezi tu. Nu te cred, de ce să te cred? Poate te văd, e 7-0. Hai, vreau cu asta, te văd mai repede. Că mi s-a luat de tine. Nu sparge! E, nu spare, ce să mai mă, că vin peste tine și te scoți jocul din cap acum. Păi, veni, mi-a venit pe tine, gata. Păi, pe ce că mă faci tu mai pe mine prost că nu știu să calculez euro? Păi eu numai cu euro îmi plate că eu sunt... Că-s Johnule. Eu sunt pe... Să sun la poliție? Nu, frate, cum să sun la poliție? Mă duc să sun la poliție. Păi ți-o să sun la poliție. După aceea și pe tine ca complice, că știi chestia asta. Și te bagă și pe tine așa la pârnaie. Păi frumos, ia zi, frate. Nu mai ia pe mine, pe tine te ia. Tu ești de vină. Cu ce sunt de vină? Ce-ai făcut, frate? Am hack, frate, ai văzut? Mama, am teleportat, ai văzut? Ce hack ai? Mama, ce m-am teleportat, lol. Ai văzut de ce m-am teleportat? Cu hack-ul m-am teleportat. N-ai scăpat, Johnule, că m-am teleportat cu hack-ul eu. Ia. Ma, GG, 8-0, mai ai două șanse. Azi, mai ai două runde. Dacă nu mă bate aici, ai ripa locație. Pe câte luni vine până la vară? 5 luni, frate, sunt 5 luni. Ce 2, mă? Păi februarie, martie, aprilie, mai, iunie. Până la vacanță, 5 luni, frate. Mamă, 5 luni, deci îmi dai 100 de euro, frate. Adică îmi dai 25 de lei, că asta ai spus tu, că ai 100 de euro. 125 de lei, e bine. Hai, frate. Dacă nu trebuie să-mi dai, eu vreau în euro banii, da? Să-mi dai în euro, că e mai profi așa. Bau? Oh, să nu mai tragi, frate. De ce, frate, să nu trag? Ia, că gata, sunt toxic acum. Păi numai tu să fii la frate toxic, ia zi mie. Numai tu, ia vină mă cu frate. Frate. Nu vreau, frate, vreau să trag, uite, na. Vreau să trag în tine. Na, frate, na, ha, ce ai făcut, frate? De ce dai cu punul în birou? Bă, băga mea, și păi eu sunt toxic, frate, gata. Și cu hack, toxicule. Te pun pe YouTube, înțelegi? Ia că m-am supărat, de unde tu cu Black Man, te spune. Ia, ia, mă, revanș, hai. Bate-mă 10-9 dacă ești mecheu. Dacă ești mecheu, bate-mă 10-9 și dau contul meu. Haide să te văd. 10-10 mă bați. Da, aia nu știu cum mă bați, aia înseamnă că facem egal. Bine. Ți-am dat pickex. Eee, dai pickex tu repede. Copil, că... Genule. Dă-mi, frate, pickex. Ha, 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 mi-ai dat pickex. Hai, dă cont acum, frate. Dă cont acum, așa nu înțeleg să-mi dai contul, hâi, genule. Nu, frate, nu, frate, acum, nu, mai jucăm. Hai, mă, dacă nu mai avut loc, îmi dai contul bă sau vin peste tine acasă? Gata, gata, ți-l-am dat. Așa, păi, ba, pula, mă, tăia, merge. Păi mă enervez copil prost că m-ai bătut pe mine de 10 ori că ești vai de morții tăi. Bătut și ți-am dat și pickex. Deci tu ce pickex mi-ai dat-o? Bă, du-te mă morții de ce cu bani. Deci fii antenă, pe fiecare lună, ce să șterg mă contul că acum intru pe el? Bine, bă, bine. Poate vine acum la tine acasă că ți-am spus că știu unde stai. Ia da, stai așa că ți-i trupă contul. Eu sunt de unde vreau eu, frate, că eu mă mut pe fiecare săptămână. Nu-i problema de unde sunt. Gata, am intrat pe cont, dăm codul. De la 2FA și după aia scoate-l. Hai, dăm codul mai repede de la 2FA. E bine, prost. Dar te-am bătut, nu-i corect. Ce mai bătu mă, după ce am stat eu AFK, dă codul la mai repede, ai 5 secunde să mi-l dai, 5, 4, 3, 7, 3, 8, 7, 3, 8, așa, 6, 4, 0, așa, păi dă contul mai repede, faci tu pe șmecherul cu mine aici, ia să vedem dacă-ți merge. Vezi că sunt corect, nu sunt bulanghe. Ești corect, până aia și a început din nou să facă totale și acum te auzi ca ciocanul. Ce faci la microfonul ăla? Bă! M-auzi, frate? Te-au prea tare. Gata, au bine acum. Ai înțeles? Acum te aștept pe 16, ai spus? Azi cu primul pas de 20 de euro, ai înțeles? Mhm. Hai, te-am pas și mai... Vii și la altă revanță, că convine, când dai contul, te pup. Mamă, ce panorama e, băieți, copii. Gata, băieți, m-au luat pe cont. După conflictul pe care l-am avut cu băiatul ăla, am reușit să intru pe cont să mi-l dea. Acum să vedem că am dat și 14 de 20 de euro lunar. Văd că are aici Black Knight, dar are foarte multe skin-uri, hâșjonule, astea sunt toate skin-urile pe care le are. Are cât de cât așa, dar e ceva, cine vrea contul ăsta pe Instagram, dar poate
nu știu ce s-a cu el, habar n-am, dar nici de dat așa pe Instagram nu merge. Nu dat vă și voi codul, o vicat eu bata, nu ce are ăsta aici, are numai codul să ciudate. O vicat eu bata pe shop. Eu vă mulțumesc, băieți, că v-ați uitat la clip. Vă aștept pe live-uri, vă aștept pe clipuri nebune. Ăsta n-am să băgați pe acolo un like, un subscribe, băieți. Vă aștept pe Instagram, dați și mie cu un follow și cine cumpără codul meu, orice emote, ce vrea el. Și dai și pe să că vă dau câte una să ne jucăm și noi împreună seara pe live-uri. La scoală, băieți. Nu uitați să intrați și voi pe să vă dau Discord, că poate să n-am promovat mai deloc, că aveți acolo în descriere cine intră ce mare. Eu am fost o iupatac și nu uitați să cumpărați mărțile la nou. Hă, tot vicat de un pata pe shop, respect.